La un pas de tragedie, o hală în care se aflau o barcă, mai multe motoare, butelii și alte materiale plastice s-a făcut scrum în urma unui puternic incendiu izbucnit în localitatea constanțeană Agigea. Focul s-a extins cu repeziciune și doar intervenția la timp a pompierilor a făcut ca flăcările să nu cuprindă mai multe locuințe sociale aflate în imediat apropiere. Era puțin peste ora 20 când oamenii au văzut cum vâlvătaia cuprinde întreaga hală. Speriați că flăcările ar putea ajunge și la locuințele lor, au sunat la 112. Când a început totul? Acum o oră, doamne, bine că am apucat să ies din casă. Ieșim afară pentru că mai trebuie să-mi fac nevoile. Când văd flăcările peste casă, în casă, în sus. Am ieșit și am strigat la toată lumea, am luat-o pe gangul ăsta, lume bună, ieșit și afară că ardem de vii. Au apucat și soțul meu a strigat, dă-mi băiatul. Și a zis ce se întâmplă, că ardem, dă-mi băiatul repede. Și a luat băiatul pe casă. De frică ați ieșit, bănuiesc, nu? Nu mai de frică, aveam băiatul în spate și era zis în foc acolo, gândește-te. Am venit aici, ardea tot în flotă. Când am venit, erau două mașini, trei mașini de pompieri. Oamenii au încercat să stingă focul cu ce au avut la îndemână și unii dintre ei s-au rănit în timpul intervenției. Din fericire, arsurile au fost superficiale și nu a fost nevoie ca cineva să fie transportat la spital. Când ați încercat să stingeți incendiu, să ajutați? Da. Lucrați acolo? Lucrați acolo? În hală? Da. Și cum a fost cum a pornit incendiul? Aveți idee? Incendiul s-a mult, da. S-a făcut un scurt circuit. La o baterie. Ore întregi s-au luptat pompierii cu flăcările de câțiva metri. În această seară, pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în localitatea Agigea din județul Constanța, unde o hală în care se depozitau mai multe bunuri a luat foc. La fața locului s-au deplasat patru auto speciale de stingere cu apă și spumă din cadrul ISU Constanța. Astăzi, pompierii s-au întors la locul incendiului împreună cu polițiștii și cu proprietarul halei pentru a stabili de unde a pornit incendiul și să evalueze pagubele produse. Hala a ars în proporție de 95% și au fost distruse 10 de bunuri depozitate în interior.